Vă invit să ne ridicăm în picioare și doresc să rămân și eu tot în această atmosferă de readucere aminte a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și vreau să dau citire de la 1 Corinteni din capitolul 15 despre însemnătatea Învierii lui Hristos. Începând de la capitolul 12 până la versetul 25. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui Hristos este cel din tâi rod. Apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tată, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Amin. Vă rog frumos să stați. Zic și eu ca binecuvântat, slăvit să fie Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, suveranul etern, care are sub control orice eveniment al vieții noastre. El știe când stăm jos și când ne ridicăm, slăvit să fie numele Lui. Să dăm cinste și onoare lui Domnul Iisus Hristos, care prin sângele vărsat la Golgota, El ne-a adus iertarea păcatelor noastre. Și prin moartea și învierea Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu că ne-a adus un viitor și o nădejde, slăvit să fie numele Lui. Și să dăm cinste și onoare și Duhului Sfânt, care are rolul să ne pregătească pe acest pământ, să ne poartă pe norii cerului, ca să ne întâmpinăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Încă de dimineață, în biserica noastră, slăvit să fie numele Lui, se vorbește despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Eu am adus la cunoștință un pasaj despre însemnătatea învierii Domnului Iisus. Și vreau, în perspectiva vederii care o vede Pavel, despre această înviere însemnătății, să aduc câteva pasaje. E vorba despre patru pasaje, sunt mai multe de fapt, dar nu vreau să vă rețin mult. Ca Domnul să ne întărească, să înțelegem însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos.
Și prima lucrare, primul lucru pe care mi-l arată Cuvântul lui Dumnezeu, care mi-l arată Pavel, de fapt, mi-l arată și ne spune în Romani, în capitolul 1. Haideți să începem și să urmărim aceste versete. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați cum începe prima dată. Versetul 1, 2, 3 și 4. Esențial este versetul 4. Spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Mai departe. Ia! Evanghelia primește pe fiul său născut în sămânța lui David, în ceea ce privește trupul. Și esențialul 4. Ia! În ceea ce privește Duhul Sfinteniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. Amin. De ce putem trage concluzia? Pavel ne arată despre însemnătatea acestei învieri. Îl arată că El, Domnul Iisus, este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Vedeți? Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Lasă versetul așa. Și acum să vedem ceea ce ne spune Biblia. Dacă ne contrazice sau nu că este Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte, știu că știți. Vreau să vă aduc aminte că și demonii face mărturisire că El este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că și ucenicii afirmă lucruri că El este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că și ofițerul roman, când era pe dealul Golgotei, afirmă lucrul acesta că este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte chiar că s-a auzit în glas din ceruri care spunea la botez, când Domnul Iisus se boteza, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Amin. Și un alt lucru care chiar Domnul Iisus Hristos afirmă că este Fiul lui Dumnezeu. În acea discuție pe care a avut-o cu Caiafa, spune că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci, în urma acestui pasaj, această însemnătate, El este declarat fiind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este una din însemnătățile învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Știu că le știți, dar vreau să ne împrospătăm memoria, fraților. Că să vă spun de ce. Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem în Romani, capitolul 10, cu versetul 9 și 10. Că de-aia vreau să vă aduc aici. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vedeți? Și vine 10 și spune că și prin credința de inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Domnul Iisus Hristos este axul central al vieții noastre care ne dirigează înspre împărăția cerului, slăvit să-i fie numele Lui. Și acum vreau să vă aduc aminte să vedem despre Fiul lui Dumnezeu cum îl vede Isaia. Cum vede Isaia pe Fiul lui Dumnezeu și spune, cine a crezut în ceea ce îi se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drasă slabă, ca un pământ uscat, care n-avea nici frumusețe și nici strălucire care să ne atragă privirea. N-avea nimic care să ne placă.
disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii, obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Noi, care eram morți în greșelile și în păcatele noastre, poate nu l-am băgat în seamă. Totuși, el, suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre l-a luat asupra lui. Gloria lui. Și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el, spune cuvântul, era străpus. Pentru păcatele noastre, zdrobit, pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui, noi suntem tămăduiți, slăviți să-i fie multe lui. Amin. Vedeți? Spune cuvântul lui Dumnezeu căci Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițându-și pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, ca să ne răscumpere, și aceasta n-a fost altcineva decât numai Fiul Lui Dumnezeu. Cum să-i mulțumim lui Dumnezeu? Cum să-i mulțumim, așa cum se cânta de dimineață, pentru jertfa lui divină? Cum să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sângele vărsat, pentru păcatul tău și păcatul meu, care l-a purtat pe dealul Golgotei? Cine? Fiul lui Dumnezeu. El cu totuși, că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a apucat un lucru de apucat să fie de împotrivă cu Dumnezeu. Și spune că el s-a smerit, a fost ascultător până la moarte. Și încă până la moarte de cruce. Și de aceea Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Să se aplece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească pe slava Tatălui, Domnul Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Deci, prima însemnătate pe care o aduce Pavel, arată chiar în Roman, despre însemnătatea care este el, îl declară ca Fiul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Să vedem ceea ce spune. Și mergem în, tot în Romani, că de-aia am spus despre Pavel, Apostolul Pavel, din perspectiva lui, cum vede această însemnătate a Învierii. Numai de el o să vorbesc. Și tot în Romani, în capitolul 4, versetul 24 și 25, versetul 25 e mai esențial, și auziți ceea ce răspunde cuvântul lui Dumnezeu. Ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. 25. Care a fost dat în pricina fără de legii noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Lasă-l așa vezi. Din ce cauza a înviat Domnul Iisus Hristos? Din ce cauza? Din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Haideți acum să ne gândim la versetul acesta și să vedem. Adică noi ne spune tot în urma, deci fiindcă sunteți socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Deci noi nu aveam pace cu Dumnezeu. Noi nu căpătasem, fraților, neprihănirea și am căpătat-o când? După înviere. După ce a înviat El. Asta este o însemnătate. Noi, care, așa cum spuneam, că eram morți în greșelile și în păcatele noastre,
Noi eram aceia care Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre și putem numi că El este garantul care ne justifică înaintea lui Dumnezeu, căci păcatele noastre ne sunt iertate. Slăvit să fie numele Lui! Și Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul ăsta. Mai am dat câteva pasaje de adus referitor despre neprihănire, dar nu cred că e timpul. Mergem mai departe. Să vedem o altă însemnătate a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și o găsim tot în Romani, în capitolul 6, cu versetul 4. 6 cu versetul 4. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos ce-a făcut? A înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Slăviți să-i fie numele Lui. Vedeți? De la, cum se zice, Domnul Iisus de la înviere a început un veac nou. A început o mântuire nouă. A început o viață nouă pe care noi, ca credincioși, noi trebuie, fraților, să trăim o viață nouă. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci după aceea înviere. A început veacul mântuirii ca să trăim o viață nouă. Petru ne spune în 1 Petru capitolul 2 cu versetul 1, chiar primul verset, spune lepădați. Dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pisma și de clevetire, pasajul acesta care l-am citit, aceasta este care noi trebuie să dăm la o parte. De ce? Asta e viața unui credincios nou. Trebuie să te lapezi de tine însuți și să nu mai trăiești după îndemnurile firii pământești și să trăim după îndemnurile Duhului. Pentru că legea Duhului dă viață și ea ne pune într-o stare ca să trăim o viață nouă. Și noi dacă ne străduim și trăim o viață nouă, vom avea și un mare beneficiu. Vom avea și un nume nou. Haideți să mergem în Apocalipsa, în capitolul 3, cu versetul 17. Capitolul 2 cu 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor ce are? Celul ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceea este scris ce? Dacă noi trăim o viață nouă, vom primi și un nume nou, fraților, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Dar acela care îl primește trebuie să trăiască o viață nouă. Trebuie să trăiască o viață nouă, să îi se fie bine rău. Cât de important e locul ăsta ca Duhul Sfânt să ne conștientizeze, ca noi să ne străduim, că nu să știe ziua de mâine, ca să trăim o viață nouă, ca să primim după acela un nume nou. Domnul, Doamne, ai milă de noi și ajută. Amin. Pentru că El are sub control toate evenimentele noastre. El ne știe că noi suntem din țărână. Știe că suntem neputincioși. De aceea este foarte bine ca noi să rămânem
înrădăcinați și ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place de lucrul ăsta lui David, care întotdeauna, nu știu dacă vedeți că îl spun întotdeauna, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un cuvânt care vorbea și fratele Nelu, vorbea din Ioan 17 cu 17, cuvântul tău, Doamne, este adevăr. Nu era altcineva. Slăvit să-i fie numele Lui. E cuvântul și El este adevăr. Și Doamne, îndură-te de noi. Aș dori după aia mai departe să dăm, să vedem un cuvânt, o altă însemnătate pe care o aduce, e o predică de fapt a lui Pavel și o consemnează după aia Luca în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 30 și 31. Iată, asta e. 17 30 și 31, da. Spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile din neștiință. Și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Haideți să vedem versetul 2 și uitați versetul 31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci, El dacă a înviat, noi crede lucrul ăsta, să știți că va veni și o zi de judecată, când noi vom merge înaintea tronului, înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, pentru cuvintele noastre, pentru faptele noastre care ne va urma, fraților. Doamne, îndură-te de noi! Că a trăi, a venit vremea de judecată, noi de aceea noi trebuie să ne dăm toată silința, că nu se știe ziua de mâine și să ne punem viața în rânduială ca să fim o păptură nouă, că nu se știe ziua de mâine. Ai milă, Doamne, de noi. Căci prin jertfa de la Golgota, noi, Domnul Iisus a devenit Mântuitorul nostru. Prin acea jertfă de pe Calvar, Domnul Iisus a devenit modelul nostru. Prin acea jertfă de la Calvar, El a devenit ceea, mijlocitorul sufletelor noastre, adică supraveghetorul, adică avocatul. De când? De când El a înviat. Însemnătatea învierii. Și prima lucrare pe care o face Domnul Iisus când înviază din morți, care a înviat cu putere. Știți care a fost? A dat piatra la o parte. Piatra la o parte, dar o să știți. Și zic ca Domnul să ne ajute. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne fășoară așa cu dălezul și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia de săvârșirii credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și El, El este acela care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în împărăția Fiul Dragostei, în care avem răscumpărare prin sângele Lui, iertarea păcatelor noastre. Spune cuvântul că El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, cele văzute și cele nevăzute, fie scaun de domnie, fie dregătorii, fie domnii. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Căci Dumnezeu a vrut să locuiască toată plinătatea
dumnezeirii în El, slăvit să-i fie numele Lui. El este capul trupului al bisericii. Astăzi în Patișaș, folosim capitolul 1 cu versetul 18. Hai să dăm în Patișaș, că îmi place lucrul ăsta. El este capul trupului al bisericii. Vedeți? Niciodată biserica nu se va clătina, întotdeauna ea va rămâne în picioare. De ce? Pentru că El este credincios, slăvit să fie numele Lui. Și El va rămâne, este că Domnul Iisus este capul bisericii, să știți. Iar noi, ca credincioși, care venim înaintea Lui Dumnezeu, noi avem nevoie, fraților, de biserică și nu biserica are nevoie de noi. Pentru că El este capul bisericii. Să înțelegem lucrul ăsta. Că biserica, fraților, va rămâne. Se bucură de măturarele unul cu altul. Se bucură. Dar noi, eu, am nevoie. Am nevoie că nu știe nimeni decât numai Dumnezeu și cu mine. Știe strada, necazul, strâmtorarea. Nimeni nu știe în locul de față viețile noastre. Și de aceea noi avem nevoie de biserică. Și nu biserica are nevoie de noi. Ai milă, Doamne, și întoarce-te de noi. Și mai departe, hai să dăm Coloseni mai departe. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să lucrească în El. Și să împece totul cu sine. Prin El, atât ce este pe pământ și ce este în cer. Făcând pace prin sângele crucii Lui. Și spune cuvântul că astfel, fiindcă prin sângele Lui avem o intrare slobodă în locurile preasfinte pe care acea nouă, pe care ne-a trasat-o Domnul Iisus prin perdeaua dinăuntru, adică a trupului Său de pe dealul Golgotei. Și fiindcă avem un mare mijlocitor pus la dreapta lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui, și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. El să ne ajute să ne conștientizeze însemnătatea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Această însemnătate este că El a fost Fiul lui Dumnezeu. După aia ne spune cuvântul Lui că noi suntem iraviați în pricină că noi am fost neprihăniți. După aia ne spune cuvântul Lui Dumnezeu că Cel a înviat din cauză că, așa cum spune, că ne-a dat înviat noi să avem o viață nouă și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.